auriaș. În primul și în primul rând, ne-am adunat astăzi pentru a săvârși slujba de sfințire a noului sediu al filialei Iași. Totodată, trebuie să exprim părerea de rău că cel care era îndelung așteptat, vorbesc de președintele Alianței pentru Unirea Românilor, domnul George Simion, nu a mai reușit să fie prezent astăzi la această inaugurare a sediului. Probleme stringente l-au făcut să plece în altă parte, deși știm și știa și el a fixat această zi cât de importantă, semnificativă în evoluția organizației județene Iași este această zi. Am avut nevoie de un sediu reprezentativ pentru